Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați și surori întru Hristos. Aristotel spunea la un moment dat că prietenia este ca un singur suflet să locuiască în două trupuri. Așa de strânsă să fie relația de prietenie dintre doi oameni, încât, practic, sufletul lor să fie contopit, să fie unit, să fie unul. E bine, în Duminica a șasea, după Rusalii, una din temele la care ne invită Evanghelia să medităm este exact tema aceasta a prieteniei. De ce? Pentru că vedem cum Mântuitorul vindecă un slăbănog, un om paralizat și îl face bine. Îl vindecă și din punct de vedere trupește, dar și sufletește. Dar cine l-aduce până la Mântuitorul? E bine, Evanghelia ne spune că patru prieteni. Patru prieteni care într-o bună dimineață s-au hotărât și au zis: hai să-l ducem pe prietenul nostru care este paralizat. Să-l ducem la Iisus Hristos ca să se vindece. Mântuitorul a vindecat de atâtea ori oameni bolnavi, oameni care au fost cu mult mai grav decât prietenul nostru. Hai să facem ceva pentru el. Și-au lăsat munca lor din acea zi, și-au lăsat planurile lor deoparte și s-au dus, l-au ridicat la propriu pe prieten pe sus, pentru că așa erau slăbănogi în vremea aceea, erau întinși pe margini de drum, pe rogojini, ca să cerșească și să primească un colț de pâine să trăiască. L-au luat de acolo, au zis: lasă că ți-ajunge ție câtă pâine ai primit. Hai să primești vindecare. Și ce au făcut prietenii aceștia? Patru. S-au dus la Mântuitorul. Dar Mântuitorul era într-o casă și predica și era mulțime mare de oameni. Și au zis ei: cum să ajungem la Mântuitorul cu prietenul nostru? Lasă că am eu o idee nebunească. Pentru că pentru prieteni faci orice. Chiar și idei nebunești. Și zice: ne urcăm pe scară, mergem pe acoperiș, spargem acoperișul, pentru că acoperișurile evreilor erau din stuf, erau rudimentare, se puteau sparge ușor și îl coborâm pe bolnav exact în fața Mântuitorului. Zis și făcut, s-au apucat de treabă prietenii. Probabil că mulți îi înjurau în timp ce ei treceau cu rogojina printre oameni. Ce te bagi, mă, în față, mă? De ce nu stai la locul tău? Lasă că și noi am vrea să fim mai în față, dar stăm aici în spate. Mulți probabil că s-au supărat când au văzut că se urcă pe casa omului. Au zis: ce-i cu ăștia? Sunt prieteni cu stăpânul casei? Nu vă spun ce groază a trăit stăpânul casei când se uită că dintr-o dată munca lui de o viață se duce de râpă. Cineva îi sparge acoperișul. V-ar plăcea să vă treziți cu astfel de oameni prin curte, spărgători de acoperișuri? E bine, în momentul acela, ei au trecut peste orice împotrivire și l-au prezentat pe prietenul lor bolnav în fața Mântuitorului. Și de aici știți mai departe întâmplarea. Mântuitorul mai întâi îl vindecă sufletește, îi iartă păcatele, după care îl ridică sus și zice: gata-i, s-a dus cu paralizia ta, poți să umbli de acum încolo. Dragii mei, asupra acestei teme vreau să medităm astăzi. Și vreau să vă întreb: dumneavoastră, aveți astăzi, în momentul acesta, patru prieteni pe care puteți conta la moment de greutate și de necaz? Aveți niște oameni pe care să-i puteți suna la două noaptea și să le ziceți: am probleme, vino și ajută-mă? Dacă nu aveți măcar patru prieteni buni, înseamnă că e o problemă. Nu contează că sunt din familie sau sunt vecini sau patru prieteni buni. Noi trebuie să fim astfel de oameni încât să avem măcar patru prieteni buni. Și prieteni în Hristos, adică prieteni cu inimă mare, prieteni care să te ajute, nu care să-ți fie alături doar când e ziua ta de naștere, când e de băut și de mâncat, când e de bine, ci prieteni adevărați care să-ți fie lângă tine, lângă persoana ta, lângă familia ta, atunci când treci prin greutăți și prin probleme. Vedeți? Chiar și David a avut un astfel de prieten și ce frumos spune el despre prietenul lui Ionatan atunci când Ionatan a fost ucis pe câmpul de luptă. Și uitați ce frumos spune el
încântarea pe care David i-o închină acestui prieten adevărat. Fiicele lui Israel, plângeți pe Saul. Saul era tatăl lui Ionatan. Cel ce v-a îmbrăcat în purpură cu podoabe și v-a pus pe haine podoabe de aur. Cum au căzut vitejii în toiul luptei? Ucis a fost Ionatan pe înălțimile tale, Israele. Frate Ionatane, uitați una dintre cele mai sfâșietoare vorbe. Frate Ionatane, întristat sunt după tine, căci tu mi-ai fost foarte scump și iubirea ta a fost pentru mine mai presus de iubirea femeiască. Cum au căzut cei viteji? Pierita arma de război. Lucrurile acestea le citim în 2 Regi, capitolul 1. Ai tu un astfel de prieten, după care să ți se rupă inima dacă cumva pleacă de lângă tine? E bine, dacă ai, înseamnă că ți-ai trăit viața cu folos pe acest pământ. Vedeți, dragii mei, trăim într-o lume care parcă tot mai mult ne însingurează. Televizorul meu, contul meu de Facebook, de YouTube, eu să mă descurc, eu să am tot ceea ce îmi trebuie, piară toți ceilalți, nu contează, mie să meargă bine. Dar lucrul acesta nu este normal, nu este firesc. Noi suntem ființe dependente, dragii mei. Noi depindem unul de altul. Noi nu putem fi fericiți în izolare. Putem fi fericiți doar împreună. Și iată că venind la biserică, trăind așa cum ne cere Dumnezeu, învățăm să ne deschidem iubitor unii față de ceilalți. Și un ultim lucru cu care vreau să închei astăzi, nu vreau să vorbesc mult, pentru că este foarte cald. Mi-am schimbat predica în ultimul moment și să nu vă țin mult. Știți ce trebuie să facem noi de azi începând? Nu să ne numărăm prietenii, ci să ne întrebăm dacă eu sunt un prieten adevărat pentru alții. Dacă eu mă sacrific pentru alții și fac ceea ce trebuie. Dacă eu aș fi în stare să-l iau pe prietenul meu cu rogojina și să-l duc la Hristos. Chiar pe o căldură mare, chiar pe o vreme nefavorabilă, chiar dacă mulțimile îmi sunt împotrivă. Am auzit o povestioară extraordinară și vă spun și dumneavoastră la încheiere. Zice că la un moment dat un doctor era atât de dedicat și atât de iubitor față de pacienții lui, încât îi salva pe toți. Și s-a supărat într-o zi moartea pe el. A zis, mă, tu-mi iei clienții. Eu ce mai fac acum? Nu mai muncesc deloc datorită ție, nu mai am treabă. Și vine moartea la el și zice așa, auzi, dragul meu, hai să facem o înțelegere ca să fie și echilibru pe pământ. De acum încolo îți voi da puterea să vezi flacăra vieții omului. Și dacă te vei duce de acum la vreun client, la vreun pacient și vei vedea că flacăra este aproape stinsă, să știi că omul ăla e chemat să moară, nu mai are rost să trăiască. Nu-l trata atât de bine, lasă-l să moară, ca să fie echilibru în natură. Și o să-ți dau și ție o candelă, ca să-ți vezi și flacăra vieții tale. Și oriunde vei merge, vei vedea și viața ta, vei vedea și viața omului. Și zice doctorul, bine moarte, hai că facem cum zici tu. Și se duce el la primul bolnăvior, care era un copilaș mic, un bebeluș. Și când se uită la candela vieții lui, vede că era stinsă și abia mai pâlpâia. În mod normal ar fi trebuit să-l lase să moară, da? După cum era înțelegerea lui cu moartea. Dar știți ce face doctorul? A zis, lasă că te ajut eu. Și a luat din candela lui, pe care o vedea că pâlpie puternic, are mult ulei, a luat puțin ulei și a pus în candela copilului. Și în momentul acela a început să aprindă și l-a putut trata pe copil și l-a vindecat. S-a dus apoi la o altă bolnavă, la o pacientă, la o mamă, care avea 7 copii în jurul ei și care era bolnavă și abia se mai ținea în viața aceasta. Când se uită la candela vieții ei, de asemenea, o vede aproape stinsă. Și doctorul ce face? Doctorul cel bun. Zice, lasă că te ajut și pe tine. Cum să las copiii ăștia singuri? Ia niște ulei din candela lui și îl toarnă în candela ei, astfel încât mama să face bine și sănătoasă. Ei, dar să supără moartea. Și îi apare într-o noapte și zice, n-ai respectat înțelegerea noastră.
Ce te-am învățat eu? Nu vezi că oamenii trăiesc și nu mai moare nimeni datorită ție? Ei bine, uite, candela vieții tale deja este pe sfârșit, pentru că tu ai dat la atâția și atâția bolnavi. Va trebui să te iau pe tine de pe pământ. La care doctorul zice, dacă trebuie să mă iei, ia-mă, nu-i nicio problemă. Și zice, pentru că totuși ai fost un doctor bun. Uite, vezi, aici am câteva candele de la anumiți oameni. Poți să iei și tu de la ei și să pui la tine ca să mai trăiești. La care doctorul zice, nu, nici de cum nu vreau să iau viața celorlalți. Cu drag mă jertfesc pentru ceilalți, dar nu iau de la ei, din viața lor. La care moartea spune, doctore, ai trecut testul. Poți să trăiești cât vrei. Pentru că întotdeauna, cel ce se jertfește pentru ceilalți, este nemuritor. Asta înseamnă prietenia, dragii mei. Să te jertfești pentru ceilalți. Din ceea ce ai tu, ca să-i faci pe ei să trăiască și să poată să meargă mai departe. Abia atunci suntem prieteni adevărați. Și abia atunci devenim cu adevărat nemuritori. În ochii lui Dumnezeu și în ochii oamenilor. Pentru că toți ne vor ține minte pe acest pământ. Amin. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire.